Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Poate că va fi o lună dificilă pentru tine. Deja din primele zile vei simți oboseală severă și apatie, mâinile tale pot ceda. Trebuie să înveți să cauți armonia interioară și energia pozitivă în jurul tău. Prietenii apropiați vor deveni o priză cu împământare. Nu grăbi lucrurile, lasă-le să-și urmeze cursul. Pentru Vărsător, iunie poate fi o perioadă de viață incredibil de plină de evenimente foarte promițătoare. În prima lună de vară, multe șanse și oportunități vor apărea în soarta ta. Principalul lucru este să apuci norocul rătăcită la timp și să nu fii arogantă, pentru a nu speria succesul. În iunie, energia puternică a Vărsătorului va contribui la victorii profesionale și descoperiri pe calea carierei. Mulți vor putea ocupa o poziție mai prestigioasă în societate. În plus, acesta este momentul perfect pentru învățare, mai ales dacă procesul educațional presupune mutarea în alt oraș sau țară. La începutul verii, ambițiile Vărsătorului vor crește, iar unii chiar vor începe să-și arate clar aroganța. Între timp, o atitudine condescendentă și maternală față de ceilalți poate provoca serioase dificultăți în domeniul comunicării. Și în acest sens, primele 10 zile ale lunii iunie pot fi destul de problematice. Pentru cuplurile căsătorite și vărsătorii îndrăgostiți, vor veni vremurile curcubeului, mai ales dacă pleacă într-o excursie comună. Este posibil ca uniunile puternice să se gândească serios la mutare. Ai grijă! Planurile globale din iunie ar putea primi undă verde abia din 2023. Dragoste. Vărsătorii cu diplomă de burlace vor putea în sfârșit să cunoască personalități interesante. Farmecul și carisma ta te vor ajuta să stabilești atât contacte noi, cât și reînvierea celor de mult învechite. Dacă vrei o relație de încredere, atunci acordă atenție oamenilor mai calmi. Romantismele furtunoase și flirtul strălucitor nu vor duce la nimic promițător. Caută oameni cu interese comune. Vărsătorii aparținând unei familii ar trebui să se gândească să petreacă mai multă timp cu gospodăria. Organizează o vacanță împreună cu sufletul drag ție. Fă o excursie în străinătate sau pur și simplu tratează-i pe cei dragi cu un weekend plăcut. Dacă viața de familie s-a spart de mult, atunci astfel de relații se pot destrăma complet. Depinde de tine dacă vrei să tragi de o relație dificilă sau să închizi o ușă veche care deja scârțâie. Sănătatea. În iunie, Vărsătorul trebuie să se gândească să scape de obiceiurile proaste. Cel mai important este să începi, iar apoi va fi mult mai ușor, doar că trebuie să faci față fricilor și complexelor tale. Majoritatea afecțiunilor pe care le vei întâlni în iunie vor avea o bază pur psihologică, adică poți scăpa de ele fără pastile, folosești atitudinea ta pozitivă, fără telecomandă și canapea. Încearcă să eviți pe cât posibil stresul de leorice supra-solicitare emoțională. Această condiție te va deranja rapid și îți va afecta somnul de noapte. Fii mai des în aer liber, consumă vitamine, întărește-ți vasele de sânge cu un duș de contrast. Dacă înainte erai departe de sport, acum este timpul să începi măcar cu un mic efort fizic. Banii. Vărsătorii nu ar trebui să se bazeze pe carieră în luna iunie. Îți va fi dificil să faci față chiar și treburilor obișnuite. Acum ți se cere să stochezi energie, să acumulezi potențial pentru viitor și să-ți desfășori constant munca zilnică. Încearcă să eviți greșelile vătămătoare, altfel îți pot fi afectate veniturile. Dacă se poate, este bine să ai o vacanță pentru această activitate, pentru ca mai târziu să mergi la muncă cu vigoare renoită. În iunie, riști să întâlnești oameni fără scrupule. Pot fi deja colegi cunoscuți de la serviciu sau cei pe care îi vei întâlni pentru prima dată. Nu avea încredere în nimeni cu secretele tale și nu vorbi despre viitorul tău. Amână ofertele importante pentru un timp mai bun. Investitorii pe care îi găsești luna aceasta nu vor fi de încredere. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!